Tractoarele Challenger, Fendt, Valtra și utilajele Horsch au fost capul de afiș la MEVI Demo 2012, un adevărat tur de forță al tehnicii agricole performante, organizat de compania MEVI în a doua jumătate a lunii iulie. MEVI Demo 2012 a debutat în 17 iulie la Orțișoara, în județul Timiș, și a continuat în Curtuișeni, județul Bihor, Miroslovești, județul Iași, Drajna, județul Călăraș, și Mârghia, județul Argeș. Ca fermierii din principalele zone agricole ale țării se poate vedea la lucru cele mai eficiente tractoare, combine, utilaje de prelucrat solul, semănător și alte utilaje specifice lucrului în ferme. Ne aflăm la MEVI Demo 2012 și acest gen de acțiuni pe care le facem anul acesta se vor repeta la fiecare 2 ani de zile și vor avea un caracter național, în sensul că vom porni roată prin țară, așa cum am procedat și anul ăsta. Peste 1000 de fermieri au venit să vadă la lucru șeniladele Challenger de 600 și 355 de cai putere, tractoarele Fendt Vario din seriile 700, 800 și 900, ce ajung până la 390 de cai putere, dar și cele din seriile 200 și 300, tractoarele Valtra din seriile NT și A, cultivatorul Horsch Tiger 8, discul scurt de tractat Horsch Joker 8 HD, cultivatorul Horsch Terrano 4 MT, semănătoarea de păioase Horsch Pronto 6 DC, utilajul preferat al clienților mei. În 2012, semănătoarea de prășitoare Horsch Maestro 24 SV, votată utilajul anului 2012 la Agritehnica, mașina de erbicidat Rogator 655 de la Challenger, combina Fendt 6275L MCS cu tehnologie SCR și header de păioase Free Flow de 6 metri, plugul Lemken Europal 8, încărcătorul frontal Fendt Cargo 3X65, tocătorul de resturi vegetale Spreadhead Multicat 420, aparatul de erbicidat tractat Lemken Primus 35, remorca autodescărcătoare tractată de 34 de metri cubi Horsch Titan 34UW, distribuitorul de îngrășăminte naturale Rauch Axis, remorca pentru transportat cereale Crampe și încărcătorul frontal Merlo 34. În exclusivitate pentru cei prezenți la demonstrația MEVI din județul Timiș a fost prezentat în lucru și tractorul Challenger 875C, aparținând lui Ianco Zivciac, managerul societății Max Agro Cătaia, tractor la care a fost atașat cultivatorul Horsch Tiger 6DT, un utilaj special conceput pentru soluri dificile. La finalul demonstrațiilor, unii dintre fermieri au făcut și câte un tur de probă cu unul sau mai multe dintre tractoarele și utilajele prezentate și au convins că tehnica agricolă de ultimă oră este obligatorie pentru cine vrea să facă profit din agricultură. Spre deosebire de o expoziție de utilaje agricole, care și ea este binevenită, deci aici aveți efectiv utilajul în câmp. Chiar acum jumătate de oră am fost cu acel tractor și cu acel utilaj Horsch pentru dezmiriștit, am fost chiar într-o probă, pentru că una este să-l vezi expus pe un platou de beton, cum se întâmplă la noi în expoziții, și una este să-l vezi în exploatare, să-ți dai seama ce poate face el, cum se pretează pentru solul unde îți desfășori activitatea, și sunt o serie de alte caracteristici care doar expus fiind, nu pot să le apreciez. Împreună cu partenerii noștri din grupul ACCO, producători de tractoare, cum ar fi Fendt, Challenger, Valtra, și cu cei care ne susțin în mod evident în această acțiune de utilaj de prelucrare a solului, respectiv de semănat de la firma Horsch, vrem să aducem tehnica de ultimă generație în atenția fermierilor de-a lungul și de-a latul țării, cum spuneam. Tehnică fără de care noi considerăm că în condițiile actuale de desfășurare a activității în agricultură și care sunt înspre extreme duse, ori cu călduri și secetă prelungită, este cazul de față, ori cu temperaturi scăzute și cu zăpezi abundente sau cu ploi fără oprire, cum sunt în alte perioade ale anului, tehnica modernă și performantă și eficientă este obligatorie. Horvat Sandor Cristian, administratorul societății Homec Agro din localitatea Valea lui Mihai, județul Bihor, și gazda demonstrației MEVI de la Curtuișeni, lucrează peste 400 de hectare cultivate cu secară, grâu, porumb și soia. Următoarea sa achiziție va fi un cultivator Tiger MT. Se vede tehnologii noi și, na, totuși, care o să fie în viitor, viitorul fermierilor. Și ca să lucrează mai eficient, noi avem așa discuri scurte,
mașină de semănat directe cu care semănăm direct în miriște, cum am văzut și acum. Avem așa cultivatoare grele și încă ne-am ar trebui încă una pe care se poate, vorbesc despre Tiger, pe care cred că achiziționăm de la Mevi. Acum ne-am convins că e un utilaj foarte bun. Tiger 8MT este, ca să spunem, în momentul de față, vârful de tehnologie la prelucrarea solului. Tiger-ul MT reprezintă, într-adevăr, în clasa sa, este de neegalat în momentul de față. Și asta fără să supărăm pe nimeni. Sistemul lui de constructiv pe două discuri de prelucrare cu un diametru de 680 mm, urmat de două rânduri de cuțite de cultivator TeraGrip cu o rezistență de înaintare sau cu sistem hidraulic de până la 800 de kg, face din el utilajul universal, utilajul care putem să-l folosim imediat după eliberarea solului de recoltă, după grâu, direct în miriște, putem să-l folosim după miriștea de porumb, fără o altă prelucrare suplimentară, putem să-l folosim pe suprafețe care n-au fost lucrate ani de zile, obținând în urma lui un sol și o pregătire aproape perfectă. În 90% din cazuri, sau poate exagerat, 80% din cazuri se poate semăna direct după el, fără nicio problemă. Discurile de amestec și cuțitele de cultivator care intră până la o adâncime de 35 cm, dar foarte important este tăvălugul care are rolul de a reconsolida suprafața afânată și de a menține apa și de a reforma capilaritatea în sol. Cristian Rista lucrează 100 de hectare pe care cultivă grâu și porumb în localitatea Satu Mare din județul Arad, la granița cu județul Timiș. Este client Mevi de mai mulți ani, a văzut utilajele Horsch în fabrica din Germania, unde sunt produse, și a hotărât să investească într-un cultivator Horsch Terrano. A venit la demonstrația Mevi de la Orțișoara ca să-l vadă cum lucrează și să-l testeze el însuși. La această exploatație de 100 de hectare ne-am axat pe un tractor ultra-performant, zic eu, Fendt, 820 Vario TMS, l-avem în exploatare de 3 ani de zile. Sunt extrem de mulțumit de acest brand Fendt și extrem de mulțumit de colaborarea care am cu firma Mevi, respectiv de service. Deci consider că atunci când îți iei un utilaj, trebuie să ai și un service performant care să-ți asigură asistență în momentul când ai nevoie de ea. Pe mine ce mă interesează personal la această expoziție a fost această demonstrație, a fost acest Horsch Terrano, care este un utilaj pentru dezmiriștit, mai ales în condițiile de secetă prelungită, cum a fost și anul acesta, mi s-a părut un utilaj extrem de folositor. 90% din gama de utilaje o avem deja, dar ce am văzut astăzi aici și ce am văzut în urma vizitei la fabrica Horsch, mi se pare că în condițiile de secetă prelungită, acest utilaj face față mult mai bine decât utilajele care le-am deja. Un Horsch Terrano MT de 3 metri, care este mai mic decât cel care l-am văzut aici în spatele nostru, este un Horsch Terrano care se pretează pentru utilajul care l-am. Deci la tractorul de 200 de cai, un Horsch Terrano purtat se pretează. Așa mi s-a spus de aici, de către specialiștii veniți special din Germania. Utilajul Horsch Terrano 4MT a fost iarăși o noutate prezentată la Hanovra în anul 2011. Utilajul a venit ca o necesitate de a răspunde la niște provocări. Prima dată a fost vândută în Marea Britanie și în Irlanda, pentru, după cum știți, au o climă puțin mai umedă, o climă în care umiditatea este mai accentuată cam tot timpul anului și ei vor pur și simplu să aibă următorul sistem, să amestece resturile vegetale pe o suprafață cât mai redusă și după care să pătrundă adânc, la fiecare 40 de centimetri, să disloce pur și simplu pământul, să permite apei să se infiltreze. Am observat, a funcționat foarte bine în Marea Britanie și în Irlanda și am zis de ce nu. Haideți să vedem, să încercăm și la soluri grele. Și mare ne-a fost surpriza când am testat-o pe soluri în România, pe soluri grele și în care rezultatele au fost extraordinar de bune. Este, să spunem, o alternativă la utilajul nostru Tiger MT,
dar privitor la soluri mai ușoare, nu la soluri de cu la soluri foarte grele cum este Tigerul MT. Și până în momentul de față avem două utilaje, unul care este prezent aici demonstrat și unul care deja lucrează de câteva sute de hectare bune în niște ferme prin vestul țării și suntem foarte încrezători de acest utilaj. Sigur va răzbate pe piață. Din 15 iulie 2012, fermierii români pot achiziționa tractoare și echipamente specifice printr-o ofertă specială de finanțare, pusă la punct de MEVI împreună cu Deutsche Leasing. Sunt mai multe societăți financiare care ne sprijină în toate direcțiile posibile de finanțare, mă refer la credit intern, credit extern, leasing intern, extern și așa mai departe. Principalul nostru partener și din punctul ăsta de vedere, firma Deutsche Leasing România, cu care avem și cea mai lungă perioadă de colaborare de aproximativ 5 ani de zile, vine în urma discuțiilor cu noi și a negocierilor, să le spunem așa, cu noi, vine periodic cu oferte speciale de finanțare. Începând cu 15 iulie și până în 30 septembrie se derulează o nouă campanie de finanțare a utilajelor vândute de către firma MEVI de către sau prin intermediul cu ajutorul firmei Deutsche Leasing România în condiții deosebite. Mă refer deocamdată la tractoare și echipamente specifice tractoarelor cu precădere în sensul ăsta, dar încă suntem în faza de discuții pentru a finanța practic orice intenție de achiziție de către clienții noștri. Condițiile de finanțare sunt foarte bune, dobânda este la o cotă, zicem noi, rezonabilă, chiar mică, de momentul de față este 5,5%, dobândă variabilă, cu un comision, bineînțeles, de acordare și cu un avans în jurul procentului de 10%. La un astfel de eveniment, toți participanții sunt, într-un fel sau altul, câștigători. Cei care au venit la MEVI Demo 2012 au fost însă răsplătiți și cu premii speciale la Marea Tombolă. Odată cu organizarea acestor demonstrații, avem organizată și o tombolă pentru participanții la aceste acțiuni, o tombolă care are ca premiu câștigarea unui loc în grupul de 15 persoane care împreună cu noi, cu organizatorii, va participa la prezentarea firmei Horsch în toamnă, probabil la sfârșitul lunii septembrie și pentru că am spus septembrie, se va desfășura acțiunea și o zi la celebrul festival al berii Oktoberfest în Germania.